Ambasadorul Irlandei în România, excelența sa Oliver Grogan, a efectuat o vizită în județul Giurgiu. Prima oprire a fost în comuna Izvoarele, unde fundația irlandeză Comber a construit două apartamente și o casă pentru persoanele adulte cu handicap. Ambasadorul a vizitat apoi sediul fundației Estuar din Giurgiu, în vederea finanțării unor noi proiecte destinate persoanelor cu dizabilități. Sosirea organizației Comber în anul 1991 a fost un exemplu de răspuns ale irlandezilor în fața situației orfanelatelor române. Dar la fel de important e faptul că Comber a rămas cu munca ei aici mai mult de 20 de ani. Îmi place să cred că asta e o dovadă de prietenie care s-a dezvoltat între voluntarii irlandezi și oamenilor din Georgia.